Draș dragi prieteni din Pești Haideți să vedem la Pești pentru luna noiembrie Ce se întâmplă în dragoste Pești Gândiți-vă la două persoane, prima persoană și a doua persoană Sau dacă aveți doar una, alegeți prima variantă sau a doua variantă și eu vă spun că, deci prima, ce, ce, cine este această persoană, ce simte, ce gândește și viitorul relației. Haideți să vedem dacă ați ales prima pești, da? Dacă ați ales pe primul. Cine este această persoană? ce simte, ce speră, ce viitor are relația. Păi aveți mare, uh, mare noroc, viitor, uh, viitorul este foarte bun, multă dragoste, vă iubește această persoană și dumneavoastră iubiți această persoană. Luați decizii pozitive, după aceea aveți uh, probleme la serviciu, uh, gelozie, Schimbări, schimbări nu, dar gelozie și să aveți grijă la un drum sau la niște vești care le primiți, dar veștile sunt bune, vești bune, despre dragoste, vești de dragoste. Vine o persoană acasă după multe probleme. Dacă el e plecat sau ea e plecată, vă înșală unde e plecată, dar tot la dumneavoastră se întoarce, nu, nu rămâne acolo. Dar înșelăciune, da, văd. Da, văd că aveți o relație uh, solidă unul cu celălalt. Uh, aveți căsătorie sau relație solidă de, de mult timp. Dar este și trădare. Există și trădare. Chiar dacă nu credeți. Uh, oricum această relație este protejată. Este suportul dumneavoastră, această persoană vă, vă, susține, vă ajută. După aceea, oricum, această persoană dorește să, fie, să aibă putere asupra dumneavoastră, putere. Nu să aveți dumneavoastră puterea, ci el sau ea să aibă puterea. Asta vrea. Mm. rest, bine. Haideți să vedem a doua persoană, da. sau dacă ați ales varianta 2. Cine este această persoană, ce speră, ce simte, vai. Se simte foarte blocată, foarte. Și cine? Hmm. Haideți așa să ne scoatem două, trei pentru viitor, că aici văd urât. Hmm că această persoană nu poate să vă iubească. Are pe altcineva. Această persoană este cu altcineva. Nu, nu veți fi împreună. Nu are cum să fie cu dumneavoastră. Uite. Are pe altcineva. Da. Și familie și noroc. Nu. Cine este? Este o persoană cu copii? Este o persoană certăreață? Este o persoană visătoare câteodată? Ce simte? Nu prea simte, să știți, parcă v-ați despărțit. Fiecare e pe drumul lui. Pentru că au, au fost mult, multe obstacole în această relație și multe secrete. Decizia a fost ca să vă despărțiți după aceea. Deciziile sunt, au fost emoționale sau sunt emoționale. Care vă duc la despărțire, vorbe, probleme, de fiecare dată probleme noi apar în această relație, au apărut și apar. Fiecare umblă cu altcineva, probleme, divorț poate însemna o reținere, această persoană se simte reținută, nu poate să facă niciun pas. Poate a avut probleme de sănătate sau operație și are nevoie de ajutor, dar văd divorț aici, divorț. Pierdere, divorț, violență. Ce să vă zic? Nu vă bine relația. Viitor, această relație nu are. Se va termina totul dintr-o dată. Și veți simți eliberare, totuși. Ca și când moarte este în această relație, moartă. Nu, nu veți fi împreună. Cam asta a fost pentru pești. Vă mulțumesc și vă aștept la un nou video.